Муситься є, в монастирі у городі рай. Тому не дивитися в монастирі, це ж тільки у городі рай. Синці парінзи, каша, каступа у городі яд. Кома ведець дече у монастирі, а ступа у городі яд. Пентру кай служба, континуо коло, штець. Шапа я коло, се май дезланцує, се путерли. Întuneric acolo e asupra mănăstirii sau asupra călugărilor sau asupra episcopilor sau asupra, uitați-vă, asupra bisericii. Nu vedeți că e o campanie din asta contra lui Hristos, de fapt. Campania e contra lui Hristos, să știți că nu-i contra al cuiva. Ce-i anticrist? Contra. Contra. Cine-i contra lui Hristos, ăla e anticristul. Vedeți? Și noi vedem. Chiar și zice Apostolul Ioan, Sfântul Apostol Ioan, și frumos zice, sunt mulți anticriști. Deci uitați-vă că sunt de fapt mulți anticriști în lume, vedeți? Noi îi vedem, îi vedem cum se dezlănțuiesc, știi? Da? Să spun zice trebuie. Vedeam, când umblam la Părintele Arsene, vedeam lucrul ăsta din, cum a 35 de ani în urmă, mai mult, poate și mai mult de atunci. Da. Atunci, că era în timpul comunist, știți când era? Chiar atunci când dărâma Sfânta Vineri în București. Da, atunci da. Umblam eu la Părintele Arsenie când dărâma Sfânta Vineri. Știți? Și un părinte de acolo, de la mănăstire, Părintele Ieronim, că trăiește și acum, e bătrân, are 80 și ceva de ani. Așa? Eu zic, părinte, deci ăștia cred că sunt anticriștii, zice că ăștia distrug bisericile. Și o zic, mă, nu. Ce nici ăștia, nici aia, nici aia după ei, ăia la altul. Așa au zis, adică n-am înțeles nimic ce au zis părinte. Că nici dumneavoastră nu o să înțelegeți nimic. Ăia la altul. Că până la urmă au zis părintele, clar cine. Și s-a uitat așa la noi și zice, așa că n-ați priceput nimic. Dar din umer, că n-am priceput prea mult. Și au zis părintele, mă! Bisericile nu vor fi închise nici de atei, nici de comuniști, nici de necredincioși. Vor fi închise de arhierei, de preoți și de călugări. Să fiți atenți ce vă spun acum. Deci nu vor închide atei mănăstirile, arhierei, preoți și călugări. Aici trebuie să avem, adică trebuie să avem grijă, domne. Păcatele noastre, vedeți? Să avem grijă ca păcatele noastre să nu facă ravagii. De? Să avem mare, mare, mare grijă. Așa. Și acum, că trăim vremurile astea, sunt foarte tulburi. Ați văzut că sunt tulburi. Eu vă spun că sunt asupra lui Hristos. Mă sună o doamnă de la televiziune și zice, părinte, n-a vedeți ce-a făcut episcopul ăla, n-a vedeți ce-a făcut preotul ăla. De? Zic, da, văd. Zic, dar stai să te întreb eu ceva pe dumneata. Ce faci tu pe mine? Dacă era tatăl tău sau mama ta sau fratele tău sau sora ta, tot așa ziceai? Păi nu ziceam așa. Păi vezi? Numai o întrebare ți-am spus și deja îți vine să te oprești. Stai să spui eu cum gândesc eu acum, cam cum m-a învățat pe mine părintele să gândesc eu. Și arhiereul ăla, și preotul ăla, și eu, și dumneata doamnă, și noi toți suntem rănile lui Hristos. Vezi? Aia e rana lui Hristos, că de asta a venit Hristos, să ducă rănile astea pe cruce, să te iei și pe tine, și pe mine, și pe ăla, și pe ăla. Nu-i așa? Și acolo pe cruce o pironi păcatele mele și ale tuturor acolo. Nu-i așa? Păi, vedeți? Și atunci am zis, Doamnă, de ce râdem de rănile lui Hristos? Sau de ce începem să criticăm pe ăla și pe ăla? Nu-i voie. Zic, du-te la un spital, să vezi dacă la un spital vor râde bolnavii unii de ceilalți. Nu vor râde niciodată. Din contră, își arată rănile și nu le-i rușine să-și arate rănile. Vedeți? Pentru că rana mea, greutatea mea, e rana lui Hristos și durerea lui Hristos, vedeți? Adică trebuie să avem mare, mare grijă. Știți? Aici ne oprea Părintele, când umblam la dânsul, ne spunea, mă, să nu judecați pe nimeni. Toată viața voastră, să nu judecați pe nimeni. Aici cade lumea. Aici cădem noi toți, că judecăm pe ceilalți.
Știu că m-am dus eu odată și am zis, părinte, îmi vine să judec, îmi vine să vorbesc de rău pe ăla. Dar părintele se uită așa, se uită cam cu mânie de o trecut prin mine așa. Și a zis, judecă-mă că doar tu ești Dumnezeu. M-am spăreat. Și am zis, nu, eu sunt Dumnezeu și Doamne, nu mă mai lăsa să mai judec pe nimeni. Și a zis, părintele, mă, niciodată să nu vă puneți pe tronul lui Hristos. Pe tron stă numai Hristos, El e dreptul judecător. Că El ne judecă pe noi, pe toți oamenii, cu milă și cu dreptate. Cu milă că și-a dat viața pentru noi, pentru toți. Câtă milă! Vedeți? Asta e mila cea mai mare. Să-și deie viața pentru noi toți. Vedeți de ce n-avem voie? Eu nu m-am răstignit pentru nimeni. Înseamnă că n-am milă. Nu-L voi judeca cu milă niciodată. Până nu-mi dau viața pentru El, nu voi avea milă pentru El. Doar unul singur a avut milă și-a dat viața pentru noi, pentru toți. Și cu dreptate zice că din judecata lui Hristos să mântuie un grob întreg. Vedeți? Toți ne mântuim de judecata Lui și atunci eu lăsăm Lui. El va judeca cu milă și cu dreptate și cu... are milă de noi, de toți. Este? Și noi suntem copii lui Hristos, nu zicem acolo într-o cântare frumos, iartă-ne că suntem răi, da, suntem copiii Tăi, vedeți, să nu ne lese Domnul, să aibă milă de noi. Și aici vom cunoaște că suntem creștini adevărați și trăitori adevărați, că vom avea milă. Vedeți că în toată Scriptura zice, milă voi, nu jertfă. N-am venit să chem pe cei drept, pe cei păcătoși la pocăință. N-au trebuință cei sănătoși de doctor, cei bolnavi, știți? Și acolo când mă împărtășesc, eu zic, dintre care cel din tâi sunt eu. Mi-ați văzut? Dacă între cel din tâi sunt eu, cum să-l mai judec pe ăla sau să mă mai uit la... Să mă bucur că-l văd, că postește, că se roagă, că face câte ceva, să ne bucurăm. Și chiar ne spunea părintele, mă, vine vremea, când nu să ne mai mirăm că face păcat ăla și cade ăla și zice, o să vină vremea, să vedeți ce o să vă mirați, zice, eu nu mai prind vremea aia, voi o prindeți. O să ne mirăm de cel care nu mai cade, vedeți, care să ține bine. O să ne mirăm de aia, că de ăștia care cad suntem destui, dintre care și eu sunt acolo. Nu sunt mai presus ca voi, ca niciunul, nici... Da. Și avem nevoie de rugăciune, unul pentru celălalt, de milă, de dragoste, de bunătate, ne punem pe pomernice, ne ajutăm, sărim în ajutor. Sunt cele trei feluri de oameni pe pământ, oamenii răi, oamenii buni și oamenii sfinți. Să știți lucrurile astea, știi? Omul rău, fă numai ceva. Ați văzut că doar îi vedeți peste tot, fă numai ceva, numai rău. Poți să faci ce-i vrei tu pe fața pământului, că ăla numai de rău te vorbește. Ăla e un om rău. Vedeți? Așa. Omul bun, credincios, trăitor, indiferent ce-i face, el tot bun rămâne. Sare în ajutorul tău, vine, te ajută, te sprijinește. Vedeți? E un om bun, e un om al lui Dumnezeu. Cam așa, acolo ar trebui să ne luptăm, să fim buni. Fii buni numai Dumnezeu, că ne mai rabdă. Și oamenii sfinți. Păi nu ne ducem la Sfântul Dimitrie, acolo la București. Nu ne ducem la Sfântul Nectarie, nu ne ducem la Sfântul Calinivi, la Cernică, la Sfânta Filofteia, la Păcoviața Paraschiva. Dar de ce ne ducem? Dar oriunde ne-am duce. Eu zic din țara noastră aici. Uitați-vă cât se duc și la mormântul părintelui. Ce gândiți că de ce se duc? Să le iei durerile, Domnule, sfinții iau durerile oamenilor. Vezi, ai boală, ți-a boala, ai năcaz, ți-a năcazul ăla. Uitați-vă când le ia interviu, de ce ai venit, dragă? Sunt bolnavă. De ce ai venit? Am copilul la examen, am nu știu ce. Toate greutățile, toate durerile noastre le iau sfinții asupra lor, nu că scap de ele, ci le ia el. Vezi? Și le duce împreună cu tine. Asta ne-a învățat Stăpânul Hristos. El ne-a învățat, El e primul. Și am pus o întrebare la un profesor de teologie care vine aici, Părintele Ică, un profesor foarte, foarte bun, trăitor.
Și am zis, părinte, profesor, de ce nu prea înțeleg eu așa? Zic, mi-e rușine, dar trebuie să zic. Na. Nu prea înțeleg nici eu bine taina Sfintei Trăimi. Nu înțeleg bine. Sunt călugări, domne, de mănăstire, de atâția ani. Și nu prea înțeleg bine taina Sfintei Trăimi. M-a luat în brațe. M-a sărutat și m-a îmbrățișat. M-a zis, părinte, stare, nimeni nu mi-a pus întrebarea asta. Nimeni nu mi-a pus. Zic, eu trebuie să vă pui. Că zic, de ce vă pui? Că eu prima mea predică a fost de Sfânta Trăime. Și am predicat de tremura picioarele, curgea apa pe mine. Mă înțelegeți? Și părintele Teofil Părăian era profesor acolo, ne asculta, ne dădea note. Bă, și când m-am terminat acolo, cum tremura picioarele și cum curgea apa pe mine, m-am dus, părinte Teofil, nota că ne dădea. Zic, bă, îi luau și eu un 5, un 6, că era foarte aspru, să știți. Nu era, mă, și nu mă aud când dă 10. Să știți că tare mult m-am bucurat când... Și-o zis către mine, părinte, el a zis, dau 10. Îți dădeam cu felicitări. Numai dacă ceva mai spuneai. Deci ai uitat, probabil că ai uitat să spui. Dar de acum să ții minte cât îi trăi. Zice, să spui că toate ecfonițele în biserică sunt închinate Sfintei Trăimi. Aia n-am spus-o, știi? De atunci nu mai uit, știi? De Sfânta Trăimă, știi cum? Dacă altceva voi uita, dar asta nu mai uit. Ca să iau și felicitările, știi? Mă înțelegeți? Nu, dar vreau să vă spun că în momentul când apuci să vorbești, să spui câte cineva, către ceva, ele trebuie spuse corecte, chiar cum trebuie, vedeți? Și aici trebuie să avem noi. Nu vedeți că unii sunt slobo să zică orice ce? Noi nu. Noi preoți, călugării, arhierei, nu, n-au voie să zicem. Cuvântul unui arhiereu e cuvântul lui Hristos. Vezi? E cuvântul lui Dumnezeu, vedeți? Da, cuvântul unui preot sau unui duhovnic e cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, nu? Cine se leapădă de voi, de mine se leapădă. Ce frumos zice și înaltul nostru Irineu, ce părinte stareț. Zice, să știi că preotul de aici în sus e Hristos, e Cristofor. Da. Zice, e ochii lui Hristos, e gura lui Hristos, urechile lui Hristos, mâinile lui Hristos. El dezleagă păcatele, vedeți? Botează, cunună, înmormântează, sfințește apa, sfințește uleiul. Ce ar face Hristos, vedeți? Părintele Arsenie avea o vorbă foarte frumoasă, era, ne zicea, mă, să aveți mintea lui Hristos. Vedeți? Să ai mintea lui Hristos. Și mă tot gândeam, Doamne, dar pe Hristos e Dumnezeu, El e fără de păcat, eu, hăi de mine. Și părintele ne mai zicea, mă, pune-ți întrebarea asta, cât te trăi, pe unde te vei duce? Ce-ar face Hristos în locul meu acum? Asta, să o ai mereu întrebarea asta. Ce-ar face Hristos acum în locul meu? Uite, trecem pe lângă ăla cu cărucior. Sau trecem pe lângă, știi? E o țăgan, că e un țăgan, mai zicem noi, știi? Așa zici, că știi cum, da, sau e un puturos, sau e nu știu. Vedeți, îl critici, îl judeci, nu-i voie. Lasă-i judecata lui Hristos. Tu să ai în mintea ta, mă, pot să-l ajut cu ceva? Dacă nu, măcar mă rog pentru el, este? Am mintea lui Hristos. Trece. Acum să-i zice așa, că vedeți, Sfinții Părinți zic așa, mâna care se întinde să nu o refuzi niciodată. Deci ori îți cere ceva, ori îți dă ceva. Ori îți dă ceva. Deci poți să fie și... Sau Părintele Arsenie zicea, mă, cum ții tu mâna, așa o va ține și Dumnezeu deasupra ta. O ții așa? Adică ești zgârcit? Așa o va ține și Dumnezeu deasupra ta. Deci o vei ține așa? Adică începi să dai... Așa o va ține Dumnezeu deasupra ta. Da, da. Și mare ispită am și eu pe mine. Știi că pe unde mă duc să vă spui acum o ispită de-a mea? Da, cred că e o ispită și un dar. Ca să vedeți că Dumnezeu pe lângă ispită îți dă și darul. Pe unde mă duc peste tot capăt bani, domne. Nu știu dacă am mai zis odată, nu știu dacă am mai zis-o. Că toată lumea îmi dă bani, domne, și eu îmi zic, mă, mare ispită pe capul meu, da? Dumnezeu trebuie să-și iau, toți îi iau, să știți. Și avem bătrâni, avem orfani, avem
Las că iau, zic, dacă mi-a dat, Hristos mi-a dat. Și trebuie să mă duc să știu ce să fac cu ei. Că te nu-ți pierzi sufletul, imediat îl poți pierde. Știi? Adică, dacă știi ce să faci cu ei, câștigi împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu-ți pierzi sufletul. Și atunci am zis, și unde mă duc, numai că vine și-mi dă. Zic, bine ai făcut, hai, nu. Știi? Și acum, nu mă, știi, la început mi-era grauză, să știți că nu mi-era ușor. Dar acum, cum încep să mă îmbătrânesc, să tăbăcește chelea pe mine, știi? Începe să se obișnuiască, știi? Și cu cine te laudă, zicea părintele, nu-ți dă nimic. Cine te hulește, nu-ți dă nimic. Ține-te de rânduială, du-te înainte. Ne ținem de rânduială, să vă dea Dumnezeu sănătate, putere. Hai, dați-vă văzut ceva, o taină frumoasă, uite aici. Purtați cu voi porțile raiului și porțile iadului. Uite aici. Și orice om care binecuvintează, se roagă și își vede de treaba lui, porțile raiului le poartă cu el. Cel care înjură, cel care blastămă, cel care fumează, care drogează, porțile iadului le poartă cu el. Așa? Și mai porți ceva cu tine. Tronul lui Dumnezeu. Unde ți se pune împărtășania? Pe limbă. Ăla-i tronul lui Dumnezeu. Acolo se pune, vedeți? Așa. Și imediat când tânsă se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne. Vedeți? Așa. Nu uitați că aveți porțile raiului și tronul lui Dumnezeu cu voi. Cinstiți-l, puneți-l pe Hristos să troneze în voi, iar noi, că asta au zis Părintele Profesor, că de ce nu înțeleg eu taina Sfintei Treimi? Că nu mă răstignesc. Trebuie să-mi răstignesc mintea, ochii, urechile, gura, toată ființa mea. Când mă voi răstigni cu toată ființa mea, voi înțelege taina Sfintei Treimi. Și de atunci ne tot răstignim și tot nu înțelegem. Și iar ne răstignim și n-ajunge, Dumne. Și noi, doi, că și știți de ce? Că nu s-a terminat. Vine altă ispită, vine alt năcaz, vine altă răstignire. Vedeți? Așa. Și până ne iese sufletul, ne tot răstignim, ca să înțelegem, ca să nu înțelegem. Da. Și atunci vă aștept acum să veniți să vă miriez frumos, să nu vă feriți că vă dau pe la porțile raiului. Vă binecuvintez porțile raiului, ca să vă duceți și cu nirosul raiului, de aici, de la Sfânta Mănăstire. Multă sănătate și putere multă! Doamne, ajută să rămână, Părinte! Uite,